Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. Bună ziua, l-am invitat în studioul Europa FM pe domnul Dan Voinea, magistratul care timp de peste 5 ani a instrumentat dosarele Revoluției din decembrie 1989. Domnule general, bine ați venit la Europa FM. Să rămână, vă mulțumesc de invitație și vă mulțumesc și pentru această precizare care ați făcut-o, pentru că pe nedrept am fost acuzat că am ținut eu aceste dosare 17 ani asupra mea. Ați instrumentat dosare extrem de importante. Uh, cel mai important, cel de la București, uh, acum se lucrează din nou în el. Haideți să o luăm treptat. În această toamnă, cum spuneam, s-a redeschis acest dosar mamut care se referă la faptele petrecute, mai ales în București, după ani întregi de amânări. Închiderea cauzei a fost și o decizie a Curții Europene a Drepturilor Omului și una în altei curți. Pentru început, haideți să facem bilanțul acestor dosare. Câte s-au trimis în instanță în acești 27 de ani și câte s-au încheiat cu sentințe de condamnare sau de achitare până acum? În, să știm după știința ce făcut. Mea, După știința mea, au fost trimise în instanță peste 40 de dosare uh, uh, în care s-au pronunțat condamnări uh, într-un dosar, mă refer la dosarul Sibiu făcut de mine, s-a dispus o restituire a dosarului la parchet pentru că uh, pe vremea respectivă, dacă trimiteai un ofițer în judecată, trebuia să ai și avizul ministrului apărării, nu mai există astăzi în procedură această condiție, și uh, l-a restituit instanța și de atunci dosarul stă la parchet numai pentru această pentru acest aviz un dosar care este uh, cu probatoriu, uh, așa. Instanța n-a reproșat nimic uh, modul în care s-a făcut probatoriu, dar pentru că era o condiție de procedură, uh, trebuie îndeplinită. Și stă dosarul la parchet, în fișet, uh, pentru acest avis. Deci, haideți să facem bilanțul. Avem până acum 40 de dosare, spuneți. Cele mai Peste importante 40, da, da. sunt cele de la Timișoara. Păi, ar fi dosarul de la Timișoara, mai multe de la Timișoara. Primul dosar de la Timișoara a fost cu cei 41 de morți aduși în București și incenerați la Crematoriu Cenușa. Pentru care nu există nici certificate de deces, să înțeleg? Păi, certificate și de, de nu deces nu autopsii. există pentru că uh, uh, lucrurile s-au întâmplat în felul următor. Din ordinul Elenei Ceaușescu. Uh, toți uh, cei care prezentau plăgi împușcate uh, și se aflau în morga spitalului uh, județean Timiș au fost uh, aduși în București și arși ca să nu se știe că au fost împușcați. Se știe cine sunt? Da. S-a aflat? Uh, S-a aflat pentru că uh, foile de observație clinică au fost luate din spital de un procuror de la Timiș și le-a ținut în fișet. Și în momentul în care noi... Am descoperit, pe baza de unei declarații importante date de fostul ministru de interne, Apostelnicu, pe baza acelor fișe, am putut să stabilim identitatea persoanelor care au fost incinerate la crematoriul Cenuș. Avem condamnați în acest dosar? O, sigur că da, au fost condamnați. Acolo, cei responsabili de distrugerea acestor cadavre și de cei care au dat ordine în primul rând pentru distrugerea lor. E vorba de uh, fostul general Macri, pentru că de la el a plecat... Din securitate, ordinul. nu? Da, era șeful unei direcții importante din securitate. Uh, șeful de la uh, crematoriu Iosif, uh, șeful uh, administrației cimitirilor din București, Ganciu, toți aceștia fuseseră sub generalului Macri, adică Uh, cel care era șeful administrației cimitirilor Ganciu era colonel și fusese 17 ani sub ordinea generalului Și au ispășit iar... pedepsele? Da, ei au fost condamnați. Au fost, condamnați. A fost de... Un alt dosar important de la Timișoara... A fost cu generalul Stănculescu și Chița și alții. Condamnați? fost condamnați pentru victimele de la Timișoara. Uh, un alt uh, uh, dosar uh, important uh, de la Timișoara... Uh, care a privit victimele din, din, calea girocului. De asemenea, a fost la instanță, dar nu mai, nu mai știu care a fost cursul lui, dacă s-a ajuns la condamnare, dacă s-a ajuns la o restituire. Pe urma, urma dosarul Sibiului, foarte important dosar, pentru că acolo avem foarte multe victime și în dosarul Timișoarei sunt multe victime. Că mie ceva de oameni au fost duși la penitenciarul Popa Șapcă. Păi toți o mie ceva sunt Părți vătămate, să zic, în afară de Mori și răniți. Și avem Sibiu, a, deci Timișoara, mai mult ber, de Cluj. Cluj a fost trimis în judecată comandantul Armatei a Patra de atunci, generalul Topliceanu, împreună cu subordonații lui, dar și cu primul secretar de atunci al, Cluj, al Județului Cluj. Al dosar important este cel care privește victimele de la Reșița acolo mai există victime pentru care n-au plecat încă dosarele în instanță, dar s-au făcut pentru o bună parte din victime dosare și au fost trimise în instanță ce vreau să vă spun că sunt identificați aici și autorii fizic autorul fizic la fiecare victimă deci nu la Reșița, spuneți. Și la Reșița și celelalte dosare. Deci spuneți că în total peste 40 de dosare. Ați deci ținut vreo evidență câți uh, au fost acuzați? Câte persoane? În total vorbim să de să existe, sute? Uh, o, trebuie să există o evidență. Dacă luăm uh, toate rechizitorile și persoanele trimise în judecată, uh, numai după evidența aia se poate stabili exact uh, Dar numele... așa aproximativ de ordinul zecilor... Uh, uh, Păi, ar fi, zic eu, peste 50 de, de inculpați condamnați. Condamnați refer, definitiv? Definitiv, da. Dacă luăm toate dosarele, cam, aproximativ, da. Peste 50, zic eu. Mult, puțin, pare puțin. 50 de persoane pare condamnate puțin, pare, la sunt, peste sunt puțin fa, față de cele câteva sute care ar trebui și uh, nucleul de comandă din București care a dirijat uh, operațiunile militare uh, ce au avut ca urmare morți, răniți și lipsirea de libertate în mod uh, uh, ilegal a unor persoane. Cei 50 sunt și cu uh, Uh, pedepsele ispășite deja, din ce sunt, știți? Sunt. Sunt. Cum a fost generalul Stănculescu, uh... Apropo de generalul Stănculescu, a decedat și a declarat de mai multe ori că a lăsat niște casete, document uh, undeva, într-un seif în Europa, nu știm. Și ați discutat vreodată, v-a spus vreodată ce mărturii ar putea fi ele probe la un moment dat în acest proces? Deci, generalul Stănculescu a fost uh, cel mai interesant ca să strângă absolut toate probele și mijloacele de probe care l-ar fi incriminat. Uh, și a existat o echipă care a umblat, uh, țin minte că veneau și pe la noi să ne întrebe dacă avem casete, dacă. Uh, dar uh, în, uh, în fișetul generalului Stănculescu de la Ministerul Apărării Naționale, unde a fost uh, depus și dosarul uh, cu. Care s-a judecat la Târgoviște, primim pe soții Ceaușescu. Acolo au fost depuse și casete cu filmările care s-au făcut în acele zile. Cred că la acele casete s-a referit Stănculescu ca să se apere, probabil, și pentru că în biroul lui s-a luat hotărârea de eliminare fizică a soților Ceaușescu cu ocazia procesului, lucru pe care noi nu l-am știut, dar care a fost spus de Petre Roman într-o carte pe care a scris-o ulterior și în care arăta că înainte de proces, în biroul general Stănculescu, într-un în toaleta biroului, mai bine zis, el cu Ion Iliescu, cu Voicam Voiculescu, cu Silviu Brucan, cu Burlădeanu uh, au hotărât eliminarea fizică a soților Ceaușescu. Adică Asta în ziua de 24. 24, 24 da. Uh, și uh, cel mai interesat să-i registreze a fost Tânculescu, pentru că uh, la adică, el s-a așteptat să există o anchetă în legătură cu a, a, această execuție a soților Ceaușescu. Ce Trebuie să le spunem sacale. ascultătorilor noștri, nu știu dacă își mai aduc aminte, că dumneavoastră sunteți magistratul care a participat, ați formulat acuzarea împotriva soților Ceaușescu. Ați povestit de foarte multe ori despre acel proces, dacă putem să-l numim proces. Așa, la 26 de ani vă revin acele imagini, v-a părut rău că ați ajuns în acel moment acolo, cu ce amintire ați rămas? Nu, rău nu mi-a părut. I-ați acuzat uh, de genocid, de subminarea deci, da, economiei da, naționale? Da. Pentru ames mers la infracțiuni contra umanității, pentru că asta a făcut ce aușesc cu toată viața. Și, asta și ați povestit a făcut că ați comunismul. făcut rechizitoriul de mână? În... Rechizitoriul de mână pentru că uh, se vehicula ideea că există teroriști, că dactilografele uh, sunt informatoare, că nu putem avea încredere în nimeni. De și la parchet de la uh, Parchet, sigur, și de la Ministerul Apărării. Și atunci uh, l-am scris de mână, pentru că trebuia făcut uh, un rechizitoriu uh, cu, în special cu uh, in, uh, infracțiunile pentru care instanța urmea să-i uh, cerceteze din punct de vedere judiciar și să-i condamne. Uh, pentru un dictator de talia lui Ceaușescu nu putea merge cu infracțiuni de drept comun că trebuia să mergem la un capitol uh, mai special care z, z, se referă la uh, infractorii de sistem. Cum ați uh, făcut? Că, probe nu aveați efectiv fizic, nu? În acel moment. Adică hârtii cum s-ar face avut, în mod normal. Uh, vă spun exact ce era acolo, că dosarul trebuie să fie până la arhivele Tribunalului Militar. Uh, eu am pus uh, declarația lui uh, Postenicu care, în care era atunci eu ministru? -am, da, eu uh, am ajuns să fiu procuror în dosarul ăsta pentru că în zilele anterioare uh, a mers uh, din 22 la Comitetul Central ca urmare au uh, unui apel făcut de cineva din Comitetul Central să vină procurorii să-i aresteze pe activiștii de partid și de stat uh, care au fost prinși de revoluționarea acolo și ca să nu existe răzbunări, să nu-i ucidă, să nu-i bată, nu știu ce, era bine uh, ca justiția să-și intre, uh, să-și facă treaba de la început. Era procuror. Era Ceea procuror. Uh, ne-a chemat procurorul general, uh, Popovici, ne-a spus despre ce-i vorba și atunci eu cu încă doi colegi, uh, cu Mircea Levanovi și cu Dan Ioan, uh, am mers acolo. E revoluție, ce să merge. Eram chiar foarte curios să văd ce se întâmplă, pentru că până atunci stătu să mă și așa era ordinul, să stăm la birou, să așa și să așteptăm ordine. Și am plecat. În momentul ăla am ieșit din parchetul general, la comitetul central. Era în ziua de 22 pe la orele 15. Vreau să vă spun că toate ușile erau închise, deci nu se mai intra în clădirea comitetului central. Nu se trăgea era plină piața de manifestanți, dar la uși erau de pază oameni din Ministerul de Interne. Am spus cine sunt, că am fost chemat acolo, mi-au dat voie să intru pe o fereastră care era lângă ușa de intrare. Deci nu se mai intra pe uși. Ușile erau baricadate. Am intrat, m-au dus la etajul întâi și primul pe care mi l-au adus mie pentru cercetări a fost postenicul. Pustenicul este cel care mi-a spus despre hotărârea luată de Ceaușescu de a se trage în, în, cei de la Timișoara, că morții de la Timișoara au fost aduși în București și alți la crematoriu Cenușa, că trădătoarea, așa zicea el lui Elena Ceaușescu, că vezi, doamne, trădătorul și trădătoarea au plecat cu elicopterul și pe el l-au lăsat acolo să-l Așa, i a dat ordine ca până să întoarce trădătorul din Iran, să spună familiilor celor morți de la Timișoara că uh, au fugit uh, peste graniță. Deci, ci, diversiunea se făcea la comandă. Deci, diversiunea a plecat de la cine? La început, de la Elena Ceaușescu? Uh, Elena Ceaușescu a făcut parte din uh, grupul celor care au practicat diversiunea. Dar aduceți-vă aminte că Ceaușescu, în teleconferințele din 17, 19, 20, când s-a referit la manifestanții de la Timișoara, a catalogat ca fiind uh, huligani, iredentiști și teroriști. Deci, să, această temă a terorismului nu era deloc nouă. Tema terorismului a fost folosită de foarte multe ori de regimul comunist, de când a venit la putere. Totdeauna regimul comunist a inventat un, un dușman. Totdeauna a existat un dușman extern, intern, pentru care el trebuia să ia măsuri și să... Să aibă un dușman să, cu care să lupte și să, să aibă motiv lupte, da. să apere poporul. Exact. Să justifice. Da, exact. Deci, terorismul la noi a fost practicat... La propriu de Ceaușescu, împotriva celor care erau într-un fel sau altul în contradicție cu politica comunistă. Vorbim și mă de refer diversiune. la. Da. Și vorbim de diversiune, pentru că diversiunea a făcut parte din acest fenomen. Și... vorbim despre asta. Înainte aș vrea să vă întreb pentru că dumneavoastră ați pomenit de, de prezența dumneavoastră atunci pe 22. Atunci s-a întâmplat un lucru important. Uh, Vasile Milea, cel despre care știm că a comandat personal, nu, acțiunile de, de reprimare a protestelor din piața Universității de la hotelul Intercontinental, nu știm, a murit, s-a sinucis sau a fost deci... împușcat deci... pentru că a fost dosarul redeschis în 2004. Da, eu l-am redeschis dosarul. Da. Dosarul este rezolvat, soluția a fost de uh, uh, că uh, Milea a fost uh, împușcat uh, de cine? De către colonelul Pârcărăbescu. Uh, argumentele uh, era șeful Gărzilor Patriotice și biroul lui era în Comitetul Central. Argumentele care noi le-am uh, uh, avut uh, la Formularea acestei concluzii, dacă vreți, acestei uh, soluții, au fost următoarele. Unele de, uh, unele științifice, pentru că uh, pe corpul victimei nu s-au găsit factori suplimentari ai împușcării, adică întotdeauna uh, la un sinucigaș cu o armă de foc uh, pe corpul victimei, pe haine, se găsesc factori suplimentari, uh, adică uh, urme de. Pulbere de arsură, de la gazele fierbinți care pe țeavă, se formează chiar un inel de, de arsură. Uh, iar medicul egist, care era foarte bun uh, specialist uh, în autopsierea uh, cadavrelor cu plăgi împușcate, vă refer la doctorul Șchiopă, Dumnezeu să-l odinească, uh, a concluzionat că uh, nu este sinucidere, că nu avem. Uh, pe corpul victimei, factori suplimentar a împușcării și a fost împușcat de la distanță. Și colonelul Pârcălăbescu a fost condamnat? N-a fost condamnat, a murit colonelul Pârcălăbescu. Murit. Dosarul lui se regăsește în dosarul mare, care privea și pe Ați aflat de la cine primise ordin sau a fost... Păi, Pentru că Ceaușescu numise pe Milea trădător. Îl numise pe Milea trădător Uh, Scuzați-mă și Ion Iliescu, dacă mi-aduc Și Mila n-a murit atunci la Comitetul Central. El a fost dus, deci la ora 12 s-a întâmplat lucrul ăsta, pe 22, a fost dus la spitalul Elia și a trăit uh, Mila uh, după uh, ora 15 pe foaia de observație Uh, ora decesului este după ora 15, iar doctorii de la Elias au spus că așa au primit ordine să nu intervină chirurgical. Deci dacă să nu usos, salveze. Să nu salveze. Eu există o doctoriță care uh, chiar a vorbit cu cineva care s-a recomandat ca fiind un general. Uh, noi bănuim cu cine a vorbit și... Cu cine? Uh, dacă e o bănuială, lăsați-o așa ca o bănuială că deci în nu a penal nu-i bine să dai. Așa că zice interveniți când vă dau eu ordin. Spitalul Elias era un spital care ținea de Ministerul Apărării Naționale. Și, uh, și, uh, deci uh, ordinul a venit de la De la un general din Ministerul Apărării Naționale, la doctorii de acolo care erau subordina Ministerului. Și la ordinul apăreri. către cel care l-a împușcat? Păi nu, cel care l-a împușcat a rămas în Comitetul Central, mă refer la... Și el nu primise un ordin la rândul de mai sus? pe ordinul care l-a avut Pârcălăbescu l-a avut de la Elena Ceaușescu. De la Elena Ceaușescu, iar Ion Iliescu l-a înaintat post-mortem la gradul de general pe Vasile Mila. a înaintat pentru că Pârcălăbescu l-a ajutat atunci în Comitetul Central și ulterior pe Ion Ion Iliescu uh, era într-o relație foarte bună cu generalul Stănculescu din 1956, se cunoșteau de la Timișoara. Și atunci, uh, în baza acestei relații de prietenie, Ion Iliescu s-a dus după 22 la Ministerul Apărării și n-a plecat de acolo până când Stănculescu n-a făcut ordine în stradă. Haideți că ajungem da. și la. Deci am, am ajuns, de fapt, la dosarul din București. Uh, dumneavoastră ați lucrat mulți ani. Uh, în ce stadiu ați lăsat dosarul Mamut de la București? Păi, uh, dosarul care l-am lăsat eu, vreau să vă spun că 80% din victime, pentru 80% din victime uh, noi am putut să stabilim autorul fizic. Este vorba de o echipă de polițiști pe care am luat-o de la Ministerul de Interne, de criminaliști, care au lucrat în toată această perioadă cu mine, deci aproape 2 ani și ceva, uh, și uh, activitatea noastră a început cu identificarea victimelor, audierea victimelor, conducerea lor în teren, uh, audierea tuturor persoanelor despre care victimele ne-au declarat că au fost alături de ele uh, în timpul evenimentelor și la toate astea s-a adăugat o lege care a apărut atunci la revoluționari că nu mai puteau primi certificate de revoluționari dacă nu veneau de la parchet cu o adeverință ceva că n-a desfășurat activități cu caracter terorist. Și atunci am avut parte de mii de astfel de cereri. Veneau președinții de asociații cu ei să-i audiem și în modul ăsta noi am putut să punem la punct ce ne lipsea da. din, din aceste probatori, că fiecare, în felul lui, ne-a povestit ce s-a întâmplat în zona care a fost el. Câte victime Activa. au fost la București? La București ar trebui la victime să înțelegem morți răniți morți și lipsiți și răniți. de libertate în mod ilegal. Pentru că și cei care au fost duși la Jilava, o mie și ceva de oameni, au avut parte de tratamente inumane, au fost bătuți, unii au rămas cu infirmități. Deci cam așa trebuie să privim victimele, nu numai morții. Da. Nu numai morții. Și uh, când am uh, făcut uh, cu echipa o socoteală, așa cam câte victime au fost la Revoluție, am ajuns aproape de șapte mii. Șapte mii. Aproape de șapte mii, însemnând morți răniți și lipsiți de libertate în mod ilegal în toată țara. Păi gândiți-vă, o mie și ceva de, oameni au fost duși la penitenciarul Popa că din Timișoara. Vorbim de... O mie și ceva de oameni au fost duși la Penitenciarul Jilav. Alte câteva mii au fost uh, duse la unitățile militare uh, reținute pe nedrept pe acolo și bătut. Toți au parte de un tratament din ăsta uh, foarte agresiv uh, din partea celor care îi prindeau, să zicem, cei considerau suspecți. Deci, uh, uh, suntem uh, în situația. Ca și la victimele comunismului, să nu știm exact numărul lor. Pentru că în România, până la ora actuală, nici măcar nu s-au numărat victimele comunismului, așa cum nu s-au numărat toate victimele de la Revoluție. Și mine. Și ancheta nu a putut să. Uh, Pe afle ancheta a fost lucru. întreruptă. Ancheta a fost, a fost Din întreruptă. Din cei șapte mii, că... estimați noastră, morți fiind peste o mie, nu? Da, Om... sunt. Uh, peste 1200 de morți. Spune parchetul de pe lângă în alta Curte de Casație și Justiție, acum, când a reluat cercetările, citez, ancheta nu a reușit, deci cea, inclusiv cea instrumentată de noastră, și nici nu și-a propus să identifice persoanele din cadrul comandamentului militar. Nu a stabilit ce atribuții aveau acestea, dacă printre aceste atribuții se regăseau și cele legate de instituirea cenzurii. Nu s-a stabilit identitatea persoanei persoanelor care au decis în ființarea acestui comandament nu s-a stabilit cine erau cei care furnizau informațiile care ulterior le transmiteau pe post, se refereau la TVR. Dumneavoastră spuneți că din contră, pentru 80% dintre da, victime de, se știau... Da, deci acest comunicat suferă din punct de vedere al exactității. Trebuiau să spună, cu excepția că în dosarele care au fost la instanță, judecătorii au judecat și au condamnat. Și nu știu pe cine condamna acolo. Adică, cu excepția cazurilor de la Timișoara, Cruj, că acolo îi trebuie chiar șefii comandamentului. Că la Timișoara șeful comandamentului a fost uh, generalul Stănculescu uh, cu Chitța, la Cruj a fost generalul Topliceanu, ăștia erau șefii comandamentelor, La televiziune, însă, a fost un comandament militar. Uh, și uh, acest comandament militar uh, avea în subordine și comandamentul militar de la radio, pentru că în momentul la radio uh, a trebuit să emită în eter numai informații cu aprobarea comandamentului militar de la televiziune. Adică, dacă uh, venea o informație că apa este otrăvită la radio. Cum s-a și întâmplat? Cum s-a și întâmplat, cei de la radio erau obligați să transmită această știre la două numere de telefon. Le-am verificat. Și cele două numere de telefon era unul de la comandamentul militar de la televiziune, unde era Cicodumitrescu, generalul Tudor, colonelul Oana. Să știu cei care au făcut parte din comandament și să-și documente întocmitele sunt la dosar. A. Și uh, celălalt uh, număr de telefon era de la comitetul central, uh, la birou unde erau generalii Gușe și ceilalți. Iată că această diversiune de care de astăzi cerea să fac niște precizări era dirijată la nivelul acestor comandamente pentru că apa otrăvită această informație a fost dată pe postul de televiziune. Că sunt teroriști care atacă, a fost dată pe postul de televiziune. Dar de, de unde veneau aceste informații? Am înțeles cui se transmiteau aceste informații. Cine a fost păi tot de la sursa de dezinformării? De de tot de la ei. Tot de la ei? Tot de la comandamentul militar? Nu la comandamentul militar. Deci au existat structuri care... chiar așa să-și chemăm, structura D. Pentru dezinformare. Unde? De la ce instituții? Erau la, la nivelul Ministerului de Interne la Securitate. Era o asemenea structură, chiar direcția de aici, deci a dezinformare. Numai cu asta se ocupa oamenii. Deci sursa dezinformării și la a fost securitatea? la armată, la fel. Securitatea și de la armată. De la structurile de De, dacă, de ce de a făcut securitatea și armata așa ceva? Pentru, pentru că că să-și motiveze... Uh, uh, arestarea unor persoane că după 22 decembrie nu mai ai manifestanți care se strânge împotriva puterii, că nu mai e puterea. Și atunci să motivez eu de ce am ocupat cu militari de la poartă și până la etajul 11 televiziune deci, deci eu aș... trag concluzia că securitatea și armata Ținea cu soții Ceaușescu și au lansat aceste dezinformări nu, pentru a-i menține nu, la putere. Nu, nu cu cu soții Ceaușescu, ținea cu administrația comunistă. Cu administrația comunistă. și a ținut până la sfârșit, pentru că ei au rămas la putere. Bun, și atunci ajungem la următoarea întrebare. De-a lungul timpului s-au vehiculat multe idei. Una dintre ele este că Revoluția s-a declanșat datorită sau din cauza unor intervenții străine, plecând totuși de la informații reale și au existat informații că acel vuiet din piața Palatului, nu se numea atunci, de la CC, a fost inițial unul artificial pus pentru a provoca oamenii care asistau la discursul lui Nicolae Ceaușescu, care nu aveau curajul să strige de unii singuri, deci mai exact că au fost înregistrări. Asta o să vă rog să-mi confirmați sau să informați dacă e da, sau nu așa. Spun ce s-a întâmplat, Așa, și pe de altă parte știm că în acele zile în România au intrat așa ziși turiști din Rusia, sunt mărturii care povestesc. Da, da. Uh, Virgil Măguranu, fostul șef al spune că a fost o lovitură de stat militară organizată de KGB și CIA. Nu știm da, cum miciune. a fost. Vă rog, povestiți-ne. Uh, deci, uh, haideți să o cu ce s-a întâmplat în piața Palatului. Vă rog. Cu voieturi da. și cu... Uh, în uh, data de uh, 20 după amiază, la Timișoara, în piața Operei, manifestanții anticomuniști de acolo au hotărât să formeze grupuri care să meargă în toată țara să anunțe ce se întâmplă la Timișoara, că nu se știa, erau legăturile telefonice întrerupte și să scoată populația, să ajute la dărmarea puterii comuniste. Și au plecat. Unii s-au dus la. i-am găsit unii care au participat la inițierea manifestanților de la Sibiu. Alții s-au dus la Canasebeș. Alții deci -au asta între 17 și până să plece soții Ceaușescu. Deci vorbim, da, de, vorbim de, de, 20. 20. Au plecat în țară. Că până în 20 nu avem în alte orașe mari, în aici și lumea stradă. Dar s-au -au dus acești copii care, un grup imens de, de tineri, uh, au venit de la Timișoara cu trenul care pleca seara din Timișoara, ajungea dimineața la ora 5 în gara de nord. Și nu au fost opriți de securitate? De, Până, de an... uh, nu că era trenul la atât, dar eu am, sunt audiați. Da, vă întreb pentru că mi-aduc aminte, eu am trăit acele vremuri și nu puteai să mergi mai multe de două pe persoane pe stradă. Pe stradă. Adică pe stradă era de, greu. Pe stradă. Deci au venit cu trenul, de, spuneau că era om lângă om în tren, deci nu se putea circula prin tren. Au stat în Cizmigiu. Până când s-a umplut piața palatului de uh, grupurile de manifestanți pe care noaptea uh, Partidul comunist a strâns de la fiecare întreprindere să-i ducă să facă acolo în piața palatului o manifest, manifeste pentru Ceaușescu și împotriva Timișorenilor. Așa. Deci este acel moment unic în care Ceaușescu mișoreni, de la tribună Ceea ce nu se promis... știe, dacă, dacă dosarele stau în fișetele procurorului nu la instanță să fie publice, de asta nu se știe. Și acolo, în Cizmigiu, ei și-au pus... Uh, au avut două steaguri fără stemă, au avut niște crengi pe care le-au curățat frumos, așa le-au pus pe, pe crengile respective și au ieșit cu ele. Din Cizmigiu, prima dată, au atacat uh, mitingul lui Ceaușescu pe la... Biserica Crețulescu, pe acolo au urcat. Dar acolo, la palatul. Da, au fost audiați și de la întreprinderea de morării și panificației, aveau locul lor de... Deci, în piața aparatului, când veneau la manifestații acolo, fiecare întreprindere avea un loc anume unde trebuia să, să stea. Așa și cei de la întreprinderea de morării și panificație București îl descriu acest grup că erau mai mult tineri cam nespălați, cu părul mare, nebărberiți, nu știu ce, și cu un steag fără stemă, nu mai văzuseră până atunci. Oamenii de ordine de acolo au reușit să-i respingă și atunci grupul ăsta de tineri a luat-o pe lângă sala palatului, au ieșit în strada Știrbei Vodă și la intersecția Știrbei Vodă cu Calea Victoriei au avut din nou conflict cu forțele de ordine din nou îi scriu cei care erau pe trotuar și care povestesc că tinerii strigau la ei, veniți cu noi, veniți cu noi. Și un, tip, nu știu cum îl cheamă, dar meu au era mecanic la hotelul București, a declarat, zice, nu, era o tânără blondă, zice, Uh, uh, care spunea că e studentă la Timișoara și eu am întrebat, dar unde vreți să mergem cu noi? Aici, să te duci jos pe Ceaușescu. Și Dumnezeu, erau de un curaj în momentul ăla, zice, am ucis, am, ucit, am uh, ieșit uh, forțele de ordine, dar Timișoara... Nu i-a arestat nimeni? Adică păi, uh, totuși uh, S-au luptat cu ei. Deci -au, uh, au vrut să-i respingă, ei n-au mai cedat și au pătruns prin mulțimea de manifestanți. Și au început să-i împingă, să începe cu ce aveau și ei pe acolo ca să... și s-a creat acea rămoare. În deplasarea lor, manifestanții au dărâmat scheletul pe care erau puse acele pentru amplificarea zgomotului, amplificarea sunetului. Ele erau peste mulțime, erau niște difuzoare care, pentru l-au dărâmat și s-a auzit zgomotul ăla ä, prelungit până când cineva de la stația s-a oprit mașinăria în acest timp un alt tânăr care se afla lângă clădirea bibliotecii universitare și avea în mână o cutie de pantofi înainte de, de 89 toate Uh, toți pantofii erau în cutii de carton uh, de un maroniu deschis. Uh, ținea cutia și uh, spun cei care erau lângă el că îi amenința că lăsați că vedeți voi, lăsați că vedeți voi. Uh, cei care au fost audiați uh, așa, uh, povestesc că am în legătură cu acest tânăr pentru că uh, nu era din grupul lor și un tip care era și director, i-am tot întrebat pe Mă voi, ce cu aici? E de la noi, din fabrică. Așa. Deci, până să se lămânească cei cu acel tânăr, s-a pornit mișcarea de -a acolo, dinspre Atene Palace, unde am pătruns grupul ăsta de Timișoreni, și în momentul ăla el a scos uh, două petarde de instrucție. Uh, înainte și acum, la instrucția uh, militară, să folosesc niște petarde de, de carton, care nu te omoară, dar nici bine nu deci spuneți că n-a fost o intervenție străină atunci în nu, piață? Nu, nici, nici, vorba, nici vorba. Deci de... nu un regi nu benz, nu... Nu putea să intre uh, un străin uh, nici 2 metri să intre în piața aia. Atât de bine era de, de controlat. Deci nu a fost un vuiet pus artificial nu. cum s-a păi vehiculat? Cum să Erau, era instalația adusă înainte. Să te audiați de la televiziune toți care au pus instalația acolo că au venit după aia să ia mașina. Sergiu Nicolaescu a avut un rol atunci? Păi el a avut un rol important după, după, după 22, când a chemat de la Ploiești regimentul mecanizat, acolo există o declarație foarte importantă a comandantului de acolo, Niculescu, în care spune cum l-a chemat Sergiu Niculescu să apere televiziunea pe care nu a atacat nimeni. Așa? Și cum a venit el cu regimentul mecanizat, a ajuns pe 22 seara în București. Așa? Cum l-a așteptat Sergiu Niculescu la Băneasa, militarii din care au, au fost audiați de noi, eu îl și descriu pe Sergiu Nicolescu cum avea un fular alb la gât, era cu un de decapotabil, așa l-a așteptat pe, pe Niculescu la, la Băneasa. La orele 22, toți militarii din acest regiment au fost puși pe burtă în actuala piață Charles de Gaulle, Uh, din 3 în metri uh, cu fața spre televiziune, taburile și tancurile au fost plasate uh, la Arcul de Triunf și în, uh, în Parcul Herăstrău. Uh, comandantul cu Sergiu că au plecat în, uh, în, televiziune, au primit ordin să tragă spre televiziune. Au tras până dimineața la ora 5. De la cine? Au primit ordin, ordin să tragă din partea comandantului nostru. Deci tot militar. Da. Deci... Cei din curtea televiziunii, conduși de colonel Oană, pentru că erau atacați dinspre piața acea de gol, pe care ei nu o vedeau că erau casele din Pangrati, despărțeau, crezând că se trage din casele din Pangrati. Au tras și au rănit soldați care erau aici. Ăștia au rănit pe aia de acolo. Și, dimineața la 5 a venit comandantul, le-a ordonat încetarea tragerii și au plecat spre. Ploiești. Cei răniți și morți au fost duși la Spitalul Floreasca. Iar ei au plecat spre Ploiești, la Otopeni. Au lăsat niște taburi care au tras, pe urmă, în autobuzul care aducea e, salariații civili la Otopeni. Știți ce s-a întâmplat acolo? ce la a Iată fost că și acolo? Nu avem străini implicați, nu avem KGB, nu avem uh, alte forțe. Cine au fost totuși acei oameni care au intrat pe la granița de Est? Acei, așa zici, turiști. Acei uh, care au intrat, a fost pentru prima dată când uh, cei din uh, Moldova au primit uh, de, uh, viză să Atunci, să în plec. acele zile? În uh, câteva săptămâni înainte primiseră viză, dar pentru că erau tulburări în România, au, prim, au uh, făcut grupuri uh, care au fost, de regulă, conduse de câte un militar milician, ceva de genul deci, ăsta. Spuneți că erau moldoveni din moldoveni. Republica Moldova. Mă rog, moldoveni, pe vremea aia, pâi, pâi, da, da, dar pe vremea aceea tot ruși erau. Tot, tot ruși, da, tot ruși. Deci Aș spuneți și... că aceea n-a fost o intervenție gândită? Nu, nu. Toți au mers în... Deci sunt identificate toate grupurile care au intrat, sunt identificate traseele pe care au mers, apar Înregistrați la ieșire spre sârbi, și au reintrat tot de la sârbi cu vegeta, cu ce au luat ei de acolo, țigări. Deci, râfuri. cum, adică, stați puțin, au intrat din, mă rog, actuala Republica au Moldova, trecut, au traversat au, România s-au dus în s -a s -a Serbia. au dus în Serbia și s-au întors cu marfă. Neînarmați, ne-nimic. Nu există. Uh, uh, Granițele erau încălzite un, atunci. Nici măcar un cuțit găsit la ei. Nici măcar un cuțit. Ei Pentru au fost că... audiați? Deci, la uh, Craiova. A fost un incident cu un grup, așa acolo s-a tras la Brătești, așa se cheamă localitatea, acolo era un dispozitiv militar de la armata din Craiova, așa, ăștia au primit ordin să tragă, n-au mai recunoscut comandantul de acolo, a zis că el le-a spus că sunt turiști. De-aia, când au fost audiați, ne-au zis că sunt teroriști. Și când s-a apropiat grupul, au tras în ei. Au uh, fost distruse câteva mașini, au fost morți, au fost răniți. În presă s-a scris că uh, femeia care a fost rănită era uh, major KGB, că soțul ei care a murit uh, era la fel uh, agent KGB, că aveau armame. Bun. Deci dumneavoastră spuneți că nu e așa. Nu, nu e așa. pe păi să vă spun ce s-a întâmplat. E verificată. Ne-am trezit cu o reclamație, o plângere venită prin Biserica Ortodoxă. Preotul uh, Paroc de la Biserica uh, de lângă, din spatele Muzeului de Istorie, de, unde este și uh, berăria aceea. Este o biserică frumoasă. Da. Um... A venit uh, a venit cu -a plângere. Vreau poleos, cred da, că la ce a da. A venit cu o plângere venită prin biserică, deci de, a dus o la noi. A fost înregistrată în care acea femeie care despre care s-a spus că era maior KGB, este învățătoare într o localitate de lângă Chișinău, soțul ei era templar. Și cu ocazia deplasării pe Iugoslavia, de unde au luat, au făcut cumpărător și nu știu ce au povestit de acest incident în care și-a pierdut viața soțul. Nu și... dar știți ce mă uimește? Deci, în acele momente, granița României încă era închisă, nu? Păi, uh, nu, ei Cam... au început să intre înainte de a se. Uh, deci, s-a intrat, uh, grupurile astea s-au intrat în, uh, înainte de a da o Ceaușescu cu ordin de închidere a granițelor. Deci, dumneavoastră, ca să tragem o concluzie și să și mergem nu putea, să vorbim câteva nu putea minute ce au despre... uh, să interzică uh, rușilor, sovieticilor, cum era atunci, pe noi eram subordonați tratatului de la Varșovia Varsovia. Deci să știți că n-a trece... fost intervenție străină, nu. nici CIA, nu. nici KGB, nici, nici, nici nimeni și nu au existat nici teroriști. Nici vorba. Deci, au tras toate forțele... dosarele cu așa zis, teroriști, persoane suspecte reținute, au fost soluționate prin uh, clasare. Deci nu există niciun terorist care, pentru care să, să fi făcut uh, acte de urmărire penală pentru activități cu caracter terorist. Haideți să vorbim și de Ion Iliescu. Uh, spune tot acum parchetul general. Și deci, aici... ca să uh, închei, no. a fost o invenție uh, uh, această uh, chestiune legată de terorist pentru diversiunea care s-a practicat atunci uh, ca să justifice. Deschiderea focului, oprirea, verificarea tuturor persoanelor care circulau atunci, uh, ocuparea cu militare a tuturor instituțiilor, pentru că teama lor era să nu intre copiii ăștia care au manifestat împotriva comunismului și să ia puterea. Și să rămână toți ei la putere să facă ce vedem că fac acum. De-aia au tras în copiii Dumneavoastră spuneți așa în vară, vă citesc da. dintr-un interviu acordat agenției News.ro, blocajul instrumentării dosarului Revoluție a venit de la cei care au tras atunci în copii ăștia, ceea ce spune și acum, ca să facă ei ce vedem acum că fac, că au luat puterea. Și mai departe spuneți, oamenii politici au blocat da. acest dosar. Oamenii politici pentru că... Cine v-a blocat? Păi, uh... Moda uh, politicii românești post-decembriste a fost ca fiecare guvern care a venit la putere să-și facă parchet. Adică, numeau procuror general, numeau șef de direcții, care aveau ca sarcină, bineînțeles, în primul rând, gestionarea și a acestor dosare. Deci, dopul, dacă vreți, acestor lucrări, acestor dosare, a fost la parchet. Da. Dumneavoastră ați început urmărirea penală Împotriva lui Ion Iliescu da, nu? În da. 2007 în, în două dosare, în dosarul de mineria mineriat. Și în dosarul de revoluție Vorbim de revoluție În nu 2007, știu dacă pentru că n-am avut dosarul ăsta până atunci În 2007 a fost, da uh, Eram acreditată ca reporter la parchetul general Și în timp ce l-audiați pe Ion Iliescu a chemat ambulanța pentru el Cred că a fost acel moment când i-ați pus în fața acuzațiile uh, Atunci pentru ce l-ați acuzat Și vreau să vă întreb cum a reacționat atunci fostul păi, președinte? De aici, că povestit am, niciodată. De aici mi s-a atras, de fapt, schimbarea mea. pentru că noi ancheta am făcut-o mai petăcute, adică am făcut-o numai cu victimele și nimeni n-a fost deranjat de treaba asta. Dar în momentul în care noi terminasem cercetările, practic, în punctul ăsta de vedere al identificării și audierii victimelor ca păs vătămate, că sunt niște reguli. Adică victimele trebuiau audiate pe formular de parte vătămată Uh, și pentru fiecare victimă face un dosar. Dosarul ei ar veni și... De, uh, asta ne-a luat mult timp. Și ați ajuns uh, la Ion Și am ajuns acum la responsabil și trebuia să-i chemăm și să le spunem că eu era obligație. să-i spui că a început urmărirea penală, că e pus sub urmărire și pentru ce fapt. Uh, era vorba de dosarul de, de mineriadă. De, acolo aveam un, un mijloc de probă care... Uh, era poate atât de puternic că nici nu mai aveai nevoie de matoși. era vorba de un jurnal al acțiunilor de luptă, ținut de generalul Șchiopu, și care să se protejeze, mă gândesc să nu mai fie ei acuzați ca la Revoluție, acolo l-a descris pe Ion Iliescu în ziua de 13, pe ore și pe minute, cu intervențiile care le-a făcut la armată. Și că el a dat ordine el a chemat... Da, și ce, ora cu tare. Domnul președinte solicită 100 de soldați să acționeze în zona nu știu care. Ora cu tare, Domnul președinte Iliescu solicită 12 taburi să acționeze în zona Ministerului da, hai de Interne. Dar haideți să internet. ne întoarcem la, la Revoluție. Uh, deci ați început urmărirea penală împotriva lui Ion Iliescu? Uh, am început urmărirea penală împotriva lui Ion Iliescu uh, imediat ce uh, vorbim, asta este în... Uh, în 2005 mi s-a dat mie dosarul de către Procurorul General uh, Ilie Botoș, uh, ca urmare a protestelor zilnice care le făcea Asociația 21 decembrie în fața parchetului acolo. -aduc în aduc Așa, și m-a chemat și. Uh, mi-a zis uh, domnul Boto, și ce, haide, nu, ați făcut asta dosarul cu Crujul, ați făcut, și pe ăsta. Așa am ajuns eu început. să fac dosarul, deci nu am, am avut eu acest dosar. Și am început uh, urmărirea penală uh, de atunci, împotriva tuturor persoanelor pe care Mărieș le-a pus în plângerea care a făcut-o, Odoa Marieș, președintele Asociației 21. Era decembrie. președintele Asociației și 21. De împotriva decembrie. lui e Pentru ce fapte? Pentru infracțiuni contra umanități și cu astea am început. Uh, pentru că, și să vă spun care era uh, motivul, nu că a zis uh, Mărieș. Dar, uh, când discutăm despre aceste crime de la Revoluție sau de la Mineriadă, aici vorbim de criminal de sistem. Deci nu e vorba de criminal de drept comun. Deci de Ion Iliescu a fost un criminal de sistem? De sistem, pentru că era un sistem de putere, unde cei care decid sunt generali, sunt miniștri, sunt altă categorie de, de persoane. Iar victimele lor, toate victimele de la Revoluție și de la minerie, sunt victime căzute sub puterea adversarului politic. Am înțeles. De asta vin la infracțiuni contra umanități. Deci de asta nu, este aș cerut vorba să de nu se furt, de... aceste fapte. Spuneți-mi cum da. a reacționat Iliescu când i-ați spus în fața aceste acuzații? Păi, atunci a avut o stare de rău. A doua zi m-a reclamat la. Procurorul General, că n-a de toate aceste lucruri până atunci, deși noi îl mai chemasem și de fiecare dată ne aducea câte o carte să o citim. De, scrisă, la, de scrisă de dumnealui. Așa, și a mai fost și o. Deci, plângere a făcut o la reclamație la. Curta, la, la Ilie General. Botoșa, nu, nu, la nu doamna Chioveș doamna, doamna V-a făcut reclamație. M-a reclamat pentru că. Pentru, abuz, că pentru sunt abuz. abuz. Eu eram la. Deci, abuziv. asta era în anul? Păi era în anul 2007. 2007. Da, în toamnă. Și mai era o plângere și la Curtea Constituțională și Curtea Constituțională, pentru că toți judecătorii erau numiți, vedeți, implicarea politicului, erau numiți de domnul Iliescu, au dat o decizie că procurorii militari nu mai au voie să mai facă cercetări împotriva civililor. Și în felul ăsta eu a trebuit să împachetez dosarul și să-l dau la colegii civili. Deci nu v-a spus nimeni în față nu renunțați la urmărirea nu, penală împotriva lui Ion Iliescu? Nu, nu a venit nimeni să mă roage, mă, lasă în pace, că nu știu ce, n-a existat așa ceva. Ați fost Nici chemat la Cotroceni în 2009, dacă mi-aduc bine aminte. Da, este interesantă uh, această discuție de la Cotroceni, m-a chemat domnul președinte Băsescu. Uh, uh, eu când am uh, observat că sunt anchetat pentru ce muncisem și că nu mi-a -mi nimeni apărarea, pentru că s-a făcut și o campanie de-asta, de denigrare a mea, în care l-au folosit inclusiv pe ene, vioreri de la Asociația Mineriadelor, deși eu făcusem dosarul ăla. Vi s reproșat... Ăla era dosarul pentru care îl chemasem pe Iliescu în ziua da. Aia. Vi s-au reproșat da. vicii de procedură, neutilizarea resurselor umane da. la... Da, pe, pe nedre vicii de procedură, pentru că deci abuzul în ce consta? Că nu l anunțat să pe Ion Iliescu de infracțiunile astea până atunci. Uh, înainte, uh, când l în, citat. Înainte, când au depus plângere împotriva lui Mărieș și, uh, și ceilalți din Asociația 21, uh, legea uh, uh, procesual-penală nu mă obliga să-i comunic celui reclamat că a fost reclamat și pentru ce infracțiune. Și când începeai urmărirea penală, o începeai pur și simplu în baza articolului 228 din codul de procedură și spuneai pentru ce infracțiune -o ce dar nu aveai obligația să-i comunici. Am înțeles, Asta general. Asta a apărut, a fost modificat codul de procedură și atunci după ce a fost modificat, am zis, domnule pe măsură ce îi chemăm, le aducem la cunoștință oamenilor despre ce-i vorba. Că aș fi făcut o greșeală tactică dacă îi chemam pe toți. Uh, acolo uh, și atunci am, am zis să-i chemăm pe R, să le punem în vedere lucrul Ce v-a spus Ion Iliescu când i-ați formulat acuzația? Până păi, să îi se facă rău nu A venit cu trei avocați uh, atunci erau avocații uh, într-o uh, nu supărați pe mine Sub, erau supărați că uh, cei de la armată făcuseră un asemenea uh, jurnal despre care nu știau da seama. Jurnal al acțiunilor de lupte, despre... în care l-acuzau pe Ion Ioniliescu că a condus personal represiunea din 13-15, că el a ordonat. Păi nu, 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 asta e la, Eu la, vă, la da, Eu vă întreb ce a făcut exact, adică Ion Iliescu Păi care el, au fost probele împotriva lui Ion Iliescu? Care a fost rolul lui în revoluție, în afară de ce știm noi toți că el, a preluat puterea și că Păi el fiind uh, șeful grupului de, de putere de după 22 decembrie uh, 1989, uh, a girat din punct de vedere politic uh, toate acțiunile uh, armatei. A ieșit inclusiv la semnătura a ieșit și la televizor și a spus: uh, Populația a sunt, Există teroriști care trag din toate pozițiile. Lăsați armata să-și facă treaba, adică lăsați armata să o ocupe. Uh, el i-a numit uh, pe uh, generali în funcții uh, în perioada imediat următoare. Uh, așa La, bineînțeles, la... Uh, după ce s-a consultat cu Stănculescu, uh, au uh, adus. Uh, la conducerea administrativă a țării, oameni din clientela lor, și la parchet, și la Ministerul Justiției, și la uh, armate, la uh, poliție, și la securitate, și așa mai departe. Uh, deci, aparatul acesta represiv căruia îi se datorează victimele de după două de așa, a fost numit de uh, Ion Iliescu. Există un jurnal militar așa cum au fost la Mineriadă? În care să în, se... Nu, zvinte, în, să fie în alea până care se referă la Revoluție, nu apare Ion Iliescu, apar generalii de la Armată care au dat ordine, adică un și asemenea -au jurnal... Și care v-au povestit uh, că au primit un, ordine da, de la Ion Iliescu? Acest, un asemenea jurnal, De ce este important ca mijloc de probă, pentru că este acolo scris cine a dat ordinul, cine l-a primit și cine l-a executat. Am înțeles, dar dacă spuneți că nu există un asemenea jurnal, a, a rezultat din audierea acestor generali că au primit ordin de la Ion Iliescu? Da, toate ordinele care au plecat de la Ministerul Apărării Naționale așa au plecat din birou în care se aflau generalul Stănculescu, Ion Iliescu, Petre Roman... Gelul cu Voiculescu, deci după, începând din 23 uh, și până după 25 decembrie 89, de acolo au plecat toate aceste ordini. Acum e din nou cercetat. Credeți că va fi trimis Ion Iliescu în judecată de această dată? Păi acum, eu nu știu ce vor face procurorii care au dosarul, că uh, puteau să trimită până acum foarte multe dosare în instanță. De când S-a pronunțat în alta curte de casație și justiție. Dar de dosarul din pronunțat... această toamnă practic s-a redeschis? El s-a redeschis, dar sunt dosare terminate. De exemplu, Sibiu stă pentru un aviz, pentru care procedura nu mai cere acest aviz. Deci, de ce rămâne dosarul ăsta în așteptare la parchet, când locul lui este la instanță? Trebuie să devină public. Mai sunt acele influențe negative despre care spuneți că au fost atunci în cazul dumneavoastră și acum? S-au menținut? Păi, din moment ce lucrurile văd că nu înaintează, înseamnă că influențele au rămas. În momentul în care vom vedea că to toate aceste dosare au luat drumul instanței și s-au spălat pe mâini procurorii, să zicem așa, de toate acestea, atunci înseamnă că statul de drept funcționează. Domnule, Uh, procuror, mai am o întrebare. De, de unde au apărut toți acești oameni pe care i-am văzut la televizor în acele zile, despre care nu știam noi oamenii de rând mai nimic. Nu știam cine e Petre Roman, uh, uh, nu știam cine e Adrian Năstase, uh, poate părinții mei știau de Ion Iliescu, dar noi mai tineri nu știam nici cine e Ion Iliescu. Adică, de-a lungul timpului s-au scris cărți, s-au fost informații potrivit cărora, de exemplu, Ion Iliescu uh, era pregătit să preia puterea. El a studiat la Moscova, el a avut funcții în Partidul da. Comunist. Da, vedeți, uh, uh, au o explicație aceste lucruri, uh, și anume că cu mulți ani înainte Ceaușescu a interzis afișarea figurilor membrilor guvernului. Și eu, când eram copil, știu că erau numai portrete cu toți membrii guvernului, ai Comitetului Central. La un moment dat au dispărut singurele portrete admise și la demonstrații și la da, erau ale soților Ceaușescu. Uh, și de aceea uh, a fost și eșecul Revoluției, dacă vreți. Pentru că uh, după 22 nu mai avem uh, de-a face cu o Revoluție, ci avem de-a face cu o năbușire în sânge uh, a Revoluției, a, sau dacă vreți, a manifestanților uh, anticomuniști. Pentru că o jumătate de secol uh, de dominare uh, uh, comunistă a populației, uh, populația civilă uh, n-a avut resursele, n-a avut informația cu care să lupte împotriva acestor politicieni. Ei însă toți erau pregătiți la școlile de partid, la școlile militare, uh, cum să-și apere regimul. Au fost foarte ușor pentru ei să rămână la putere. Mă uh, aduceți-vă aminte că generalul Gușe, într-o discuție care a avut-o cu rușii, care este registrată, uh, el uh, le răspunde rușilor că nu e nevoie să intervină, că stăpânim situația. Da, mi-aduc aminte. Tot de la CC, cred că. La CC. Deci gușe, nu că s-au opus gușe intervenției rusești, sovietice. El a spus, stăpânim situația. Deci, rușii ar fi vrut să intervină. Rușii, au, deci, el, ca șef de al armatei române și ca obligație față de tratatul de la Varsovia, trebuia să comunice ce se întâmplă aici. Ori, în această discuție care a avut-o și care am văzut-o tot la târziu, el le spune, nu e cazul să interveniți, că stăpânim situația. Și au stăpânit-o. Adică, practic, au rămas la putere. Iar Ceaușescu a fost sacrificat de comuniști pentru Administrația comunistă. comuniști de la noi. Sigur, să practica lucrul ăsta. Că... Și-au aplicat după Revoluție ce au ce învățat înainte de în sigur. 1989. Da, sigur că da. da. A, știți dacă Ion Iliescu a vorbit cu Moscova în, în acele ce, zile? Da. Mă scuzea, sunt datori acum comuniștii să-i reabiliteze imaginea lui Ceaușescu. Că i-a salvat. Prin moartea lui Ceaușescu, lumea s-a potorit. Toate, toate, dacă vreți, necazurile care au fost până în 89, le-au dat pe familia Ceaușescu, și în felul ăsta ei au putut să fie văzuți altfel de către populația civilă. Ionidiescu a vorbit direct cu Moscova în acele zile, știți? Da, este interesant că la un moment dat au venit la mine cu o cerere pentru adeverință de așa, telefoniștele de la Ministerul de Externe. Și l-am văzut, am primit că era o cerere. Adeverință de revoluționar? da, că n-au desfășurat activități cu caracter terorist ah, și ca să-și facă certificate. Și eu zic, păi, stați la telefon la ministerul de deci ce ați făcut acolo? Și eu, doamna care era chiar președinta, parcă popa o chiar nu mai reține, da? și eu, păi cum, doamna, să nu știți, păi noi am făcut legătura lui domnul Iliescu cu Moscova. Pui cum? Păi venea de la Palatul Videu, trecea strada și venea la noi și de la noi vorbea. Lucruri neștiute până acum. Deci nu, ce noi știm că s-a vorbit din Comitetul Central. Dar iată că există foarte multe convorbiri făcute din clădirea Ministerului Afacerilor Externe. Este un dosar important ăsta. Asta este un dosar separat? Nu, este tot în dosarul ăsta mare. Știm și ce a vorbit Ion Iliescu cu Moscova în acele nu știm, zile? Nu știm. Putem afla dacă acești procurori care au dosarul. dumneavoastră au nu le-ați le audia, le audiat. Sunt audiate, sunt audiate toate, au fost audiate toate, așa, confirmă legăturile care le-au dat. Dar Între ce au discutat, și ce zile vă aduceți aminte sau știți? Păi atunci imediat după după 22, da, în zilele respective. Și nu v-au spus ce vorbeau? Ce conțineau acele convorbiri? Nu, nu. -au, nu i-ați întrebat? Bă, eu le-am întrebat, dar n-au reținut exact ce cu cine vorbeau sau asta. Nu mi-au spus mie atunci. La acel moment da. se înregistrau? Eu am fost bucuros că am aflat informația că au vorbit. Zic că păi, lucrurile astea le putem afla pe urmă dacă luăm. Pui, uh... Da, dar nu e. Adică, dacă tragem concluzia că n-a fost nici KGB, nici eu nu. În primul rând, știm dacă au fost menținute înregistrările acelor cum vorbit. Deci, mai departe nu știu. Decât... Nu știți. Deci, activitatea mea s-a limitat doar atât că atunci le-am audiat. Am fost bucuros că am avut această informație și, bineînțeles, că aveam de gând să merg mai departe să verific lucrurile astea. Nu mi-ați răspuns la întrebarea. Da. Ce vă revine în memorie de la procesul din acea păi, zi, am de, la memoria, de la soților? Am ușesc. în memorie tot ce s-a întâmplat atunci uh, și uh, eu cred că pentru un dictator, indiferent de care este, de stânga, de dreapta, uh, altă pedapsă decât pedapsa cu moartea nu există. Adică pentru un om care a dispus cum a vrut de, de soarta milioane de oameni pe, în, în, în cântarul ăsta al, al justiției pedepsa trebuie să fie pe măsură. Eu, deci pedepsa cu moartea trebuie regândită Uh, și ea să rămână măcar uh, ca o amenințare pentru criminali. Pentru că prin orice existența e pentru, pentru orice fel de criminal. Pentru că în simpla existența acestei uh, pedepse descurajează uh, pe mulți care ar vrea să facă un omor, pentru că știe că l-așteaptă și pe el, uh, moartea dacă Dar o face. Dar ea abolită această pedepsă, nu putem legal să ea facem. Ea este abolită Chiar am avut discuții de foarte multe ori și am fost criticat pentru punctul ăsta de vedere. Eu am părerea mea. Și am avut o întâlnire cu un grup de tineri, studenți, care m-au întrebat, exact cum ați întrebat dumneavoastră. Și atunci eu am discutat cu ei mai deschis, dacă știu, Uh, cine a cerut uh, abolirea pedepsei cu moartea? Uh, nu știu să răspundă. Da? Și. Uh, pot mai am întrebat. d-asta știți de vreo victimă, din, nu din România, din lumea asta, care a cerut desfințarea pedepsei cu moartea? O victimă. În ce țară vreți dumneavoastră? Nu. Păi, vedeți. Zic, pedepsa cu moartea. A fost desfințată prima dată în Franța, pe timpul președinției lui Mitterrand, la intervenția unui scriitor care a, a reușit să-l sensibilizeze pe președinte, să-și să justifice din punct de vedere umanitar, dar și juridic, că se pot strecura greșeli, erori de, de judecată și putem executa un om nevinovat. A, de, a, Ăsta au fost avute în vedere atunci când a fost scoasă pedeapsa cu moartea. Însă, victimele, oricare ar fi ele din, din lumea asta, se vedeți că nu gândesc așa. Împotriva celor care le-au făcut un rău. Domnule general, vă mulțumesc foarte mult că ați venit la mulțumesc. interviurile Europa FM. Și vă, și vă dorim sărbători fericite. la fel vă doresc și la postul dumneavoastră un an bun și cu mult succes la public. Mulțumesc. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine.